Avem în această săptămână un concert deosebit, chiar și mai mult excepțional, din cam toate punctele de vedere. În primul rând și întâi de toate, este vorba de compozitori și de capodoperele pe care publicul va avea marea plăcere să le asculte, începând cu faimosul adagio pentru coarde de Samuel Barber. El l-a scris când avea 26 de ani și a devenit instantaneu, a devenit un clasic, a devenit o piesă ca și cum ar fi fost acolo dintotdeauna. După aceea avem mare noroc și mare plăcere ca să-l avem ca colaborator și invitat pe Alexei Volodin, care este un pianist excepțional, un muzician excepțional. Va fi o mare plăcere pentru, în primul rând, pentru orchestră, pentru mine și sunt absolut sigur și pentru public. Prokofiev, o suită din baletul Romeo și Julieta. Compozitorii nu sunt note de subsol, sunt cap de afiș, ei sunt cei mai importanți. Noi suntem în serviciu acestor compozitori, în serviciu muzicii și datoria noastră este să o cântăm cât mai aproape de ce încercăm să înțelegem, să dicim, să intuim care a fost intenția compozitorilor. Asta pentru noi ca muzicieni este lucrul cel mai important și sperăm că publicul să se identifice cu acest lucru și să le placă.